Pentru că am văzut tot mai multă lume care se programează la salon și nu se prezinte la programare, am fost obligat forțat să apelez și eu la varianta cu avansul, da? Clientul, ca să-i se confirme programarea, trebuie să plătească un avans. Am observat că foarte multe cliente sunt deranjate de acest lucru. Acum eu vreau să vă întreb. În momentul în care am 10 cliente care mie nu mi se prezintă la programare, asta înseamnă că eu am gaură la final de lună, da? Eu dacă îmi programez pentru un schimb de culoare undeva la 6-8 ore sau toată ziua, asta înseamnă că eu în ziua în care clienta nu se prezintă, trebuie să aduc bani de acasă ca să-mi plătesc curent, chirie și așa mai departe la salon. E normal să nu înțelegeți că de ce trebuie plătit avans și așa mai departe, pentru că nu gestionați și administrați un salon să înțelegeți ce înseamnă acest lucru și vi se poate pare ciudat. Dar tot din cauza altor cliente s-a ajuns la astfel de metode. Ceea ce vreau să întreb este, dacă pe voi angajatorul vă angajează, da, și vă promite un salar, cum vi s-ar părea în fiecare lună să vă țin acasă 2-3 zile fără plată? V-ar fi tot una?